Pe drumul național 6 în Caraș-Severin, după ce a frânat brusc, se evită un rut în față. Mașina s-a întors pe șosea și a fost lovită de un tir care venea din spate. În accident a mai fost prins și un microbuz. Atenție, urmează imagini care vă pot... Teribilul accident a avut loc în dreptul localității Petroșnița, județul Caraș-Severin. O mașină a fost lovită puternic din spate, a ajuns pe șosea. Autoturismul s-a făcut praf. Întreaga parte din spate a fost comprimată pur și simplu și a ajuns peste șofer, care a rămas captiv în cușca. Perfect, mai ține tot așa. Departamentul de pompieri Caransetă și-a intervenit cu autospecială spurgă, autospecială pentru descarcă. Apă și spumă. La sucrarea intervenției, șoferul autoturismului Logan era încarcerat, inconștient, a fost descarcerat și bărbatul n-a mai putut fi salvat, însă a murit la spital din pricina rănilor severe. Șoferul tirului, un cetățean polonez, spune că cel din față ar fi făcut să evite un animal și că n-a mai putut face nimic pentru a evita impactul. În aceeași situație s-a aflat și șoferul microbuzului, care se afla în spatele mastodontului de frână, dar n-a mai putut opri la timp și a intrat în plin în tir. Atât el, cât și conducătorul autotrenului au scăpat însă cu răni ușoare. Okay, yes. Circulația a fost blocată 10 de minute pe drumul național 6, iar coloanele de mașini s-au întins pe câțiva kilometri pe ambele sensuri. Au fost mutate, iar șoseaua a fost curățată complet de cioburi și fiare. Cei 122 de turiști români care rămăseseră blocați în Maroc unei aeronave Tarom, care a aterizat pe aeroportul Henri Coandă. Potrivit autorităților, niciunul dintre pasageri nu a prezentat simptome de infectare, dar asta... Între timp, cei trei români repatriați din Africa așteaptă rezultatul secvențierii genomice. La doi dintre ei sunt suspiciuni mari de infecție. Avionul cu 184 de pasageri la bord a aterizat pe aeroportul Otopeni cu 20 de minute mai devreme decât era planificat. Cei 100 până când vom primi rezultatele testelor, este recomandată izolarea la adresa declarată. Mulți și alte naționalități au rămas blocați în Maroc și au trebuit să-și facă rol de zboruri pe control. Efectiv, a fost o situație destul de ciudată. Imediat cum am ajuns, ne-au anunțat că au închis granițele și... În care rezultatul testului este pozitiv, românii vor fi transportați la spital pentru investigații amănunțite, iar proba va fi trimisă în laborator specii variantei de tulpină. Am organizat acest zbor în condiții destul de grele, dar am reușit să ducem misiunea până la special pentru asemenea misiuni de zbor. Între timp, alți trei români repatriați din Africa de Sud și testați pozitiv așteaptă să afle dacă sunt infectați cu noua tulpină Omicron. Mă simt bine, în afară că am călătorit mult în avion și un pic, se simte de la aer condiționat. Nu am febră, nu am dureri, nu am... respir foarte bine. Rezultatele ar putea fi comunicate până la începutul săptămânii viitoare. Tulpina Omicron schimbă așadar regulile. Raida Arafat a cerut astăzi ca oricine se întoarce de oriunde din străinătate să prezinte un test PCR negativ. Propunerea a fost însă respinsă de mai mulți membri ai guvernului. Între timp s-a actualizat lista cu țările cu risc epidemiologic ridicat. Haideți să vedem cum arată în acest moment situația. În zona roșie, considerată cea mai periculoasă, după cum bine știm, au intrat țări ca Franța și Portugalia. Așadar, cine se întoarce în România din aceste țări trebuie să intre în carantină 14 zile. Scutiți sunt însă cei care sunt vaccinați complet sau au trecut prin boală. Trecem la zona galbenă, în care tocmai au intrat țări precum Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Dacă vă întoarceți de aici, aveți nevoie neapărat de un test PCR. Doar un rezultat negativ vă poate scuti așadar de izolare.
Da, mergem mai departe cu o informație foarte importantă pentru șoferi. Legea care simplifică procedura de plată a amenzilor rutiere a devenit realitate. Președintele Iohannis a promulgat actul normativ inițiat de UDMR. Din momentul publicării în Monitorul Oficial, șoferii nu vor mai fi nevoiți să confirme plata la poliție, adică să trimită înapoi la secție dovada plății. Conducătorii auto achită sancțiunea într-un cont unic deschis special pentru amenzile primite în trafic, iar asta ajută și primăriile. Până acum, autoritățile locale aveau dificultăți în recuperarea banilor de amenzi, fapt care afecta în mod evident bugetul local. A doua etapă a programului Rabla pentru electrocasnice a început și s-a și terminat în această dimineață, nu fără scandal însă. Mulți dintre cei care au vrut să genereze un voucher spun că platforma tehnică i-a lăsat fără reducerea mult dorită. Serviciul de telecomunicații speciale a declarat însă că eroarea aparține firmei private care a dezvoltat. Reporterul Observator Iulia Pop are detalii. Iulia, spune-ne în cât timp s-au epuizat voucherele și despre ce reducere a fost vorba. Etapa a doua a programului Rabla pentru electrocasnice, bună seara, s-a terminat în mai puțin de 9 minute și, așa cum ați spus și voi, a fost cu scandal pentru că a fost că platforma nu a funcționat la ora programată, dar chiar și așa, în cele 9 minute au fost generate exact 33.877 fi folosite pentru achiziția de televizoare cu o reducere de 400 de lei. Cei care au primit vouchere pentru laptopuri 500 de lei, iar 300 de lei este valoarea tichetelor pentru laptopuri. În urmă cu o săptămână, bugetul de 14 milioane primei etape a programului Rabla pentru electrocasnice a fost terminat la fel de repede, în 5 minute, dar s-au generat 35.400 de lei. Cea de-a treia etapă începe în 10 decembrie și este destinată tichetelor pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rupt. Iulia, îți mulțumim. Este decembrie. Este luna cadourilor, dar și a cozilor infernale. În trafic, peste tot ne așteptăm rândul și ne pierdem timpul. Folosirea eficientă a tehnologiei ar putea oferi o soluție. Aplicațiile pe care, în mod normal, le folosim doar pentru GPS, canali foarte buni. Este ora 11:23 de minute și plec din nordul capitalei. Aflat în apropiere. Aplicația îmi spune că voi face 16 minute, iar dacă verific orele de vârf, se pare că voi ajunge fix când molul tinde să devină ocupat pentru unele locuri ocupare în timp real. În cazul în care vrem să ne întâlnim cu un prieten și vom întârzia, opțiunea de share drive, mesaj, WhatsApp sau Messenger, progresul călătoriei noastre, locul în care ne aflăm în timp real, astfel încât să ne putem întâlni la... Opțiunea este disponibilă atât pe Google Maps, cât și pe Waze sau WhatsApp. De multe ori, mai ales la orele de ca să găsim un loc de parcare, iar la final să uităm unde am parcat. Tocmai de aceea, funcția prin care salvăm locul în care este foarte va și timp și nervi. Estimările s-au dovedit corecte. Aleile din mall au început să se aglomereze în jurul prânzului. Mai să notim să pornească la drum dacă vor să ajungă la o anumită oră. Asta este o funcție genială ca să nu stai tu să intri pe Waze din timpul ședinței să vezi când trebuie. Event și mai ediilor în care îmi fac o listă cu obiectivele și îmi reorganizez programul pe ziua respectivă, astfel încât să evit aceste ore de vârf. O aplicație asemănătoare au la dispoziție și cei care merg cu transportul în comun. De exemplu, ieri am mers la Târgu de Crăciun și mi-arată ruta. Pot introduce și orele la care vreau să plec, ca să văd care este mai rapidă, mâine, poi mâine, în funcție de ce zi vreau. Potrivit datelor strânse de Google Maps de la cei peste 2 miliarde de utilizatori, goana după cadouri începe joia la ora 11 și continuă în weekend tot în jurul prânzului, iar barurile și restaurantele devin neîncăpătoare la sfârșitul săptămânii, începând cu ora 20. Aur. Aur curat, cel puțin pentru unul ca mine. Încă nu am ajuns să fac cumpărături inteligente în vreun an.
Poate în felul ăsta la colț, te duci, alergi de colo-colo și, da? Să cred că e nevoie de mai mult pentru a numi cumpărăturile inteligente. E un start, e un început bun. Cum adică e nevoie de... Ce vrei să spui cu asta? Uite, de exemplu, bărbații au o abilitate extraordinară de a-și pierde cardul în preajma sărbătorilor. Serios? Da. O face special, nu? Absolut, pentru că cei care îl găsesc de obicei au tendința să consume mai puțin. Cei care îl găsesc? Mm-hmm. Cei care găsesc cardul tău, adică un străin, da, care găsește cardul, nu prea poate să consume nimic de pe cardul tău, teoretic. În fine, nu o să intru în detalii, vreau doar să spun că eu fac mai mult cumpărături online, deci pe mine această aplicație nu știu cât de mult m-ar ajuta. Probabil că sunt bărbat în sinea mea, iată, pentru că urăsc să probez lucruri. Așa că, da, s-ar putea, dacă totuși trebuie, dacă n-am încotro și trebuie să ajung într-un centru comercial, mi-ar fi de folos aplicația asta, că m-ar ajuta să mă mișc așa repede, să ajung unde sărim trebuie și să fug. Poți să sărim de la o problemă la alta, pentru că ce facem când locuința ni se pare prea mică sau nu mai avem spațiu pentru depozitare în apartament sau chiar garsonieră? Improvizăm, desigur. Da, unii aleg ca soluție închiderea balconului. Atenție însă, ideea aparent bună ne poate aduce sancțiuni usturătoare, chiar și închisoarea. Când anume riscăm? Asta ne spune chiar acum Cristina Oprea. Bună seara, Cristina! Ce anume închiderea balconului ar putea să sfârșească și cu închiderea noastră? Bună seara, Laura! Cine se grăbește înainte de a obține autorizație de construire de la primărie riscă o amendă cuprinsă între 1000 de lei și 100 de mii de lei. Nu e de glumă cu acest... Sunt făcute la clădiri clasate ca monument istoric sau care se află în zone protejate. În acest caz, orice modificare făcută la imobil și pentru care nu s-a... se poate pedepsi chiar cu închisoarea. Este considerată infracțiune și putem să facem închisoare între 3 luni și un an de zile dacă ne aflăm în... Legea prevede totuși că proprietarii de imobile nu pot fi pedepsiți dacă lucrările au fost făcute cu mai mult de 3 ani de la momentul constatării. Toate acestea sunt situațiile în care am putea să ajungem chiar la închisoare. Am înțeles, îți mulțumim mult! Boca este scoasă la licitație astăzi pentru un preț de pornire de 350 de euro. Lucrarea care se numește Maica Domnului Îndurerată a fost pictată și 5 și este semnată de cel numit Sfântul Ardealului. Arsenie Boca este considerat de credincioși un clar văzător și un făcător de minuni. Reporterul Taru are detalii. Bun găsit, aceasta este icoana care înfățișează pe Maica Domnului Îndurerată. Este pictată într-un atelier din Schiei, Brașovului, undeva în a doua jumătate a secolului XIX, însă ceea ce o face cu adevărat specială de faptul 145, pe 25 august 1945, mai exact, părintele Arsenie Boca dădea în dar această icoană stare. Acestuia i-a scris câteva cuvinte pe spate care au rămas și în ziua de astăzi. Îi spunea atunci dar de la credincioșii de la mănăstirea Brâncovea. Mai jos, bineînțeles, semnătura lui Arsenie Boca. Este o piesă rară, asta ne spuneau specialiștii de aici, de la Casa de Licitații. Tot prețul de pornire este de doar 350 de euro. Se așteaptă ca la licitația care are loc miercurea viitoare de 10.000 de euro. Bună vinul, Gheorghe Iuliu, mai ales atunci când e fiert. Nu doar... Bună. Se pare că în funcție de modul în care îl preparăm, vinul fiert poate acționa ca un medicament antirăceală. Detalii imediat. Zilei de astăzi mergem pe alt continent, mai exact în Asia, dar nu oriunde, ci în Siberia. Aflăm de la colega noastră, Ioana Scărlătescu. Bine v-am găsit! La noi temperaturile sunt chestie recunoscută pentru vremea mai puțin prietenoasă. Și cum natura nu contenește să ne surprindă, imaginile zilei vin acolo, dar și cum să ne îmbrăcăm mâine, vă spun puțin mai târziu la Observator.